da mulți ani, domnul Luca, încă o dată, să trăiești, să fii fericit, să mănânci ce vrei tu și să nu te îngrași. Aici, ar fi fost frumos. Ca să te bucurăm, rămânem tot la sport. La prima știre, fotbal. Fotbal, da. Am înțeles că la Cupa Mondială de Fotbal din 2026, da, care se va desfășura pe continentul american, nord-american. Nu spune că mi-a luat bilete, că mor aici. Băi, pe asta am ratat. Da. Deci, Statele Unite, Canada și Mexic o să aibă un număr record de meciuri. 104. Cum naiba? Se trece la 48 de echipe. Crezi că prindem și noi campionatul ăla? Cu naționala? Nu, pentru România și celelalte 5, 6, 7 echipe care nu se vor califica. Da. Cred că se face un ceva, Cupa Confederațiilor mai mici. Sau... Da. Au făcut 48 ca să intre și Luxemburg, Feroe și... Toți. Practic, toți. Două. Mai puțin... Nu mă, că pentru Europa sunt practic 4 locuri suplimentare, adică nu e chiar așa. Aha, deci nu era pe lângă 16, câte erau? Da, nu, erau 12 și acum sunt 16. Aha, din 20. Păi vezi că la european se califică 24 și noi n-am reușit. Deci, asta zic. Da. Deci cât să facă și oamenii aia pentru România? Ei se tot străduiesc, mai măresc, numai hai că mai punem 4 locuri, hai că vă mai dăm nițel. Da. Faceți un efort, trageți nițel de voi. De pe ce continent vin cele mai multe? Ca să știm să ne mutăm pe alt continent. Păi nu, din Europa vin cele mai multe. Da. Deci avem toate o șansele, știi? Da, Rusia nu mai participă, deci chiar avem toate... Da. La noi e și complicat. Că, uite, acum încep preliminariile astea pentru Euro. Avem la sfârșitul lunii, ce, peste 10 zile, meciuri cu Belarus și Andorra. Și deja e... Greu. Mamă, jucăm cu Germania și Spania. Păi nu mă, dar așa începe. Așa. Ideea e că... Se termină prost, să vezi cum continuă. Nici n-am început încă și e puțin scandal. A sunat aseară domnul Gică Hagi la DigiSport. Da. De ce? Am citit dimineață, nu l-am văzut. Așa, zi. Și Gică ar fi luat foc acolo, că de ce nu l-a chemat pe Fisu? Nu l-a selecționat? Păi n-a jucat de vreun an de zile. Fisul e cu piciorul rupt, vai de steaua lui. El și-a revenit. Și-a revenit. A jucat în și-a jucat acum câteva meciuri, a adunat o oră, să zic, în vreo 4 meciuri. Păi da. Că na, reintră treptat cum e normal. Ha? Dar nu știu de ce aș suna foc și pară. Gică Hagi probabil ar fi vrut să fie în lot că... Bă, mă, stai, ca și Edi Iordănescu a anunțat lista preliminară, deci nu convocații, ci convocările de principiu. Și Ianis lipsește de acolo și pe Hagi l-a deranjat că Edi ar fi spus că el se bazează pe Ianis Hagi și că acum el ce să mai înțeleagă că nu e nici măcar pe lista preliminară. Da. Asta e, Gică Hagi e ca mămicile alea turbate care sună la doamna învățătoare să-i facă scandal că nu l-a băgat pe copilul la serbare. Da. De ce nu l-a luat la serbare? Ce? El nu poate să cânte? Da, da. Nu prea, e drăguț, e schimbare de voce. Nu contează! E și el, da. Că se simte aiure. El nu e al nostru, puneți-l acolo, pe scenă. Da, altfel, până om ajunge noi la Cupa Mondială, poate cine știe, se poate, așează da. Lucrurile, că mai sunt totuși amar de vreme mai până acolo, da, 2026, 3 ani, se schimbă tot. Multe. În 3 ani nu ne calificăm la european și după aia mai vedem. Vine noua generație, da. Deci oamenii au vrut inițial să facă un sistem cu grupe de câte 3. Asta 16 e... grupe a câte 3 echipe era ceva... Înfiorător. Grotesc. Aici este o problemă. Și se trece la grupe de 4. Sunt 12 grupe de câte 4, da, din care se califică primele 2 și... Ca în Qatar. 8 cele mai bune de pe locul 3, cum era odată, da, în anii 90, când se calificau primele 2 din grupă și... Da, dar noi atunci nu calculam, că ne calificam de pe primul loc. Mie mi se pare că aici este o problemă. Tot așa. Aici n-au vrut să ajute România deloc. Deci dacă pui cazul că se califică totuși, să zicem, bă, dacă erau grupe de câte 3, măcar eram pe podium. Adică pe locul 3. Da, în grupă. Așa pe locul 4, ce puțin. Mai poți să zici? Poate să fie, mai vedem până atunci, poate e o grupă unde se califică toate. Aia ar fi singura șansă. Cred. Să facă o grupă de 4 și se califică toți de 4. Special pentru România se califică și locul 4 cu 0 puncte. Nu contează. Hai, mă, nu mai fiți pesimiști. Eu cred că ne calificăm la Euro acum, după campania asta începută cu... Cine suntem? Cu Belarus și cu Andorra, da, ai zis? Da. Și cu cine mai suntem în grupă? Că nu mai știu. Tu zici să mă ce ajuns.